le-am văzut, te știu, nu mai putut să le mai văd. Bună și bine v-am găsit la un nou de clip la mine pe canal. Astăzi revin cu un nou clip din seria de suflet. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect nu neapărat foarte pozitiv, dar din care cred că avem fiecare de învățat, pentru că, nu știu, mă gândesc că fiecare la un moment dat a trecut sau nu prin anumite chestii care l-au marcat, fie că este vorba despre întâmplări din copilărie, cauzate de părinți, de rude, de prieteni de familie sau, nu știu, în școală sau pe parcursul vieții, oricum. Sau chestii mai puțin plăcute care implică starea sănătății, cum a fost și în cazul meu. Și da, astăzi vorbim despre traume și mai exact cum putem face să trecem peste una. Cum reușim să ne mobilizăm, să ne scuturăm, să ne ridicăm și să mergem mai departe. După cum știți foarte bine, eu în seria asta de suflet vorbesc din proprie experiență. Niciodată nu o să îmi permit să vin aici la voi să vă vorbesc despre chestii prin care eu nu am trecut, pentru că, sau nu știu, să analizez alte întâmplări ale altor oameni, pentru că nu mă pot pune 100% în papucii altei persoane. Da, pot să empatizez și uneori empatizez la extrem, să zic așa, pentru că sunt cazuri în care, nu știu, am impresia că exagerez, dar nu despre asta vorbim. Da, deci am lămurit treaba asta. Pur și simplu eu vă spun ce încerc eu să fac sau trăirile pe care le am. Fac lucrul acesta pentru că mă gândesc că într-un fel mă ajut și pe mine și poate vă ajut și pe voi, pentru că, nu știu, poate vă regăsiți în ceea ce fac eu și în ceea ce spun eu și vă gândiți, băi, uite, dacă fata asta a putut, poate prin metodele ei o să pot și eu, trebuie să încerc. Și din cauza asta vreau să fac acest clip în care să vorbim despre cum trecem peste o traumă. Acum depinde foarte mult de tipul de traumă. Nu am studii în sensul acesta, dar cunosc așa un pic bazele, dar eu acum v-am spus, o să vorbesc din proprie experiență. Pentru că de-a lungul timpului, de când ființez eu pe acest pământ, s-au întâmplat anumite chestii care pe mine m-au impactat și m-au marcat. Oricât de mult n-aș vrea să recunosc treaba asta, în unele cazuri este mai evident, în altele nu. Sau cel puțin așa las eu să pară, dar cred că undeva în adâncul meu sunt întâmplări care m-au marcat. Poate nu vreau eu să recunosc în anumite cazuri. Cred că primul pas spre vindecare, să zic așa, este să recunoști că ai trecut prin ceva de genul ăsta, să-ți recunoști trauma, să o vezi, să te duci acolo cu degetul pe ea, te-am văzut, te știu, te accept că așa a fost să fie, acum, gata, lasă-mă, pleacă, hai să lucrăm împreună, pentru că vreau să merg mai departe. Deci lucrul acesta eu personal l-am făcut și o să vorbesc în particular despre o traumă, pentru că asta este cea mai nouă, cea mai fresh, cu care sau la care simt că mai am de muncit.
Și cred că nu mai este niciun secret pentru nimeni. Cred că știți ce o să zic. Asta dacă mă urmăriți de mai mult timp. Dacă nu, hei, sunt Sabina. Te pup, îți mulțumesc foarte mult că ai ales să mă urmărești. O abonare dacă îți place și vrei să mă mai vezi în continuare. Ei bine, anul trecut am suferit un mic accident în urma căruia mi-am rupt femurul, deci am trecut printr-o operație. Operația în sine nu a fost traumatizantă, chiar am avut o experiență foarte, nu pot să zic acum, plăcută, că nu e plăcut să treci printr-o operație, implică anestezie, implică mai multe chestii, dar cred că am făcut un clip despre asta, că mi-aduc bine aminte. Oricum, vă las pe undeva un card să mergeți să vedeți. A fost traumatizant, a fost traumatizantă experiența în sine și cumva și recuperarea. Nu, deci, cum să zic eu, traumatizantă în sensul în care m-am chinuit foarte mult. Am adunat parcă toate forțele mele interioare ca să pot să reușesc să merg din nou. Și asta, nu știu, pe mine m-a impactat. Acum, la fel, fac apel la cei care mă cunosc de ceva timp. Știți că eu am, sau băniți probabil, că eu am dezvoltat un fel de repulsie față de orice este negativ, orice se întâmplă, orice mi se întâmplă, sau, uite, de exemplu, dacă merg într-un loc și mi-e rău, da, în locul respectiv, nu mai merg acolo. Dacă mănânc o mâncare care nu-mi place și de la care la fel îmi e rău, nu mai mănânc mâncarea respectivă. E ceva cunoscut printre ai mei, chiar am și un clip în care vă ziceam că nu o să mai merg niciodată la eforie sau în eforie sud, parcă, nu mai știu, pentru că mi-a fost mie rău atunci. Și vă zic sincer că n-am mai fost. Da, deci eu am treaba asta, că asociez în capul meu, asociez foarte mult locurile sau mâncărurile cu anumite experiențe. Și din cauza asta îmi este foarte greu să revin în locurile respective sau să mănânc lucrurile respective, mâncărurile respective, pentru că în creierul meu, imediat ce fac treaba asta, se produce așa ca un fel de scurt circuit și am așa o stare, nu știu, am trec prin niște senzații nu foarte plăcute. Una dintre întrebările de pe buzele oamenilor după ce s-a întâmplat treaba asta a fost: mai mergi la evenimente? Te mai duci? Mai mergi la București? Pentru că, da, evenimentul a avut loc la București, la Palatul Bragadiru. Locație care mie personal mi-era destul de dragă, având în vedere că acolo am fost la unul dintre cele mai frumoase evenimente. Digital Diva se organizează acolo de când merg eu la ele. Și cred că și înainte, când urmăream eu online, tot la Palatul Bragadiru se țineau. Bucureștiul la fel. Este un oraș care mie personal îmi place, știu că mulți nu rezonează cu mine chiar dacă locuiesc acolo, dar eu am fost mereu fascinată de București de când eram mică. Mi-a plăcut foarte mult Bucureștiul și faptul că s-a întâmplat treaba asta acolo mi-a început să-mi scadă cumva interesul, cel puțin la început, adică eram așa, gen, dar ce puțin ai mei nici nu vor să mai audă de orice înseamnă București sau evenimente, mai ales București, acum și ei îl asociază cu mersul la spital, cu
cu operația, cu chestii genul ăsta. Deci avem așa un fel de traumă de familie, să zic. Dacă reușesc eu să mă vindec, o să reușească și ei, sau o să reușesc să-i vindec și pe ei, habana. Bine, vindecare, mult spus, adică să-i vindec pe ei, că nu e ca și cum sunt eu, cine știe ce, dar mă gândesc că putem lucra împreună la trauma asta. Și acum întrebarea este și ce facem în cazul ăsta. Ok, am avut o întâmplare, am recunoscut că avem o traumă, cum lucrăm cu ea? Cred că este foarte important să ne gândim la faptul că să plecăm de la premisa că acel lucru ni s-a întâmplat pentru că așa a fost să fie, așa, și orice am fi făcut noi nu am fi putut schimba cumva finalul, să zic. Și doar pentru că s-a întâmplat odată nu înseamnă că o să se întâmple mereu sau de mai multe ori. Și lucrul ăsta, uite, de exemplu, și cu oamenii văd foarte des că sunt persoane care spun că au avut, de exemplu, întâlniri cu bărbați care au un anumit comportament. Și doar pentru că un bărbat sau mai mulți, să zicem, au rănit-o, nu înseamnă că toți vor să facă asta sau nu înseamnă că toți o să facă asta. Pur și simplu așa s-a întâmplat cu ei. La fel și în cazul meu. Trebuie să fiu conștientă că s-a întâmplat atunci. Atunci așa a fost să fie. Că eu mai auzit chestia asta, că Doamne, ce ghinion am avut, ce pace. Nu, pur și simplu așa a fost să fie. Erau acolo anumite semne că lucrurile se vor întâmpla așa, din punctul meu de vedere. Eu am avut cumva o neliniște de când am ajuns la eveniment, în sensul în care purtam niște încălțări pe care nu le-am mai purtasem niciodată. Cea mai mare prostie să porți pentru prima dată o pereche de încălțări. Dar, uitați, să vă mai dau un exemplu. Tot la Palatul Bragadiru, tot anul trecut, am purtat o pereche de sandale noi. La fel, cu puțin toc, la fel, cam aceeași măsură de toc cu data aceasta, când am avut accidentul. Da? Deci, pur și simplu, nu a fost atunci momentul și a fost acum. Evident că nu mi-a plăcut faptul că s-a întâmplat. Evident că dacă aș avea șansa, dacă mi s-ar oferi șansa să vină Doamne de sus și să-mi zică uite, aceasta este viața ta, ai vrea să treci prin treaba asta? Evident că aș spune că nu, n-aș vrea, adică ce om întreg la cap ar vrea să treacă printr-o suferință și mai ales o suferință de genul prin care am trecut eu. Dar acum, dacă s-a întâmplat, asta este, trecem mai departe. Oricum, din toate avem ceva de învățat, dar probabil că mi-ar fi plăcut să învăț pe calea mai ușoară, să zic așa. Dar erau acolo semne, deci în primul rând v-am zis neliniștea mea cu privire la încălțări. Când am ajuns la eveniment, am văzut în fața evenimentului o mașină de, nu știu că era de ambulanță. Eu până acum nu prea mai văd, adică chiar nu prea mai văzut. Am văzut, cred că la unul sau două evenimente, salvarea, dar erau oamenii gen înăuntru la eveniment, îi vedeai pe acolo, dar acum am văzut eu fizic mașina de salvare și eram gen, oare pentru cine este această salvare? Oare de ce este salvare aici? Era pentru mine. Așa, da. Deci, au fost acolo niște chestii care m-au făcut să mă gândesc. Problema cu astfel de situații care țin de sfera asta medicală este că după ce treci printr-o treabă din asta, nu știu, fiecare un accident de mașină sau, nu știu,
mergi undeva și mănânci ca haplea și ți-e rău și faci o indigestie sau whatever, este că începi să capeți un fel de, cum să zic eu, povestea aia cu drobul de sare. Dacă mă duc acolo și nu știu ce, dacă fac nu știu ce și mi-e rău, dacă. Da. Eu personal m-am lovit de treaba asta pentru că devii un pic paranoia la un moment dat. Că, nu știu, te gândești la tot felul de scenarii și îți faci tot felul de scenarii, ceea ce este super mega greșit din toate punctele de vedere. Și cred că într-o situație de genul acesta, cel mai bine ca să... nu ca să scapi, ca să lupți cumva cu trauma, este să te întorci la locul acela. Și este un lucru la care eu mă gândesc așa intens, mă dă furnicături pe șirea spinării și chiar am mai vorbit cu persoane și mi-au spus că, băi, locul ăla n-are nicio vină pentru ceea ce ți s-a întâmplat ție, la fel cum nici hainele nu au avut, dar vă zic sincer că eu am dat toată ținuta mea, am dat tot, nu mai putut să le mai văd. De la încălțări, la bluză, la tot. Așa am simțit eu că mă descătușesc cumva, nu mai puteam să port bluza aia, nu mai puteam să port pantalonii aia, nu am mai putut. Așa a fost... vine să zic în engleză, my coping mechanism, a fost modul meu de a trecere peste situația asta. Revenind la ceea ce ziceam, multe persoane mi-au zis că, băi, locul ăla n-are nicio vină, pur și simplu acolo s-a întâmplat. Și mă uitam pe Instagram. Eu urmăresc o tipă din UK, cred că este, care a avut un accident de mașină oare, sau nu mai știu cum s-a întâmplat la ea, dar știu că era în cadrul unei întreceri de mașini sau, nu știu, era prezentatoare ea oare, o chestie genul ăsta, în fine. Și la fel ca mine și-a rupt femurul, doar că ei cred că i-a pus placă. Din ce am văzut eu așa poze, pentru că are cicatricea de sus până jos. A mea este fracționată cumva și e mult mai finuță. Plus că ea încă nu s-a recuperat 100% pentru că mereu se plânge de faptul că încă nu își poate îndoi piciorul la care, pentru care o înțeleg super bine, pentru că și eu m-am chinuit foarte mult timp până să ajung să stau în genunchi, pentru că asta era visul meu, că eu, în general, și la birou, și în pat nu prea, dar la birou cel puțin stau în genunchi. Și ea a avut accidentul pe 8 octombrie, iar eu l-am avut pe 12 și recent a fost din nou la locul... în care s-a întâmplat accidentul și la fel spunea și ea că are emoții să revină în acel loc, dar ce mi s-a părut super drăguț este faptul că cei de acolo au pus un semn cu numele ei în care se zicea data la care a avut accidentul și faptul că ea se recuperează. Și am văzut-o cât de fericită era și cât de liniștită era că s-a întors în locul respectiv și a făcut cumva pace cu locul, pentru că, da, la fel ca mine și a purta resentimente locului în care s-a întâmplat treaba asta. Și din cauza asta mă gândesc că m-ar ajuta foarte mult să revin acolo. Acum, nu știu, eu las totul să curgă de la sine în sensul ăsta, pentru că nu e ca și cum, gata, plec acum la București, să mă duc la Palatul Bragadiru, să văd locația, să văd unde s-a întâmplat, să intru acolo. Pentru că
evenimentul nefast a avut loc pe grădina interioară, să zic, în grădina interioară, să zic așa. Dar cred că în situații de genul acesta este important să mergem acolo sau să facem lucruri de care ne era frică. Știu că lucrul ăsta poate nu se aplică în toate cazurile, dar mă gândesc că și traumele cauzate de persoane se pot rezolva cumva vorbind cu persoana respectivă și spunându-le ce simțim noi să le spunem. Da, asta ca să vorbesc și despre alt tip de traume, nu doar cele cauzate de accidente sau de chestii medicale, cum a fost în cazul meu. Uite, de exemplu, cred că mi-ar plăcea să revin pe plaja din Eforie. Cred că și acolo am un capitol de încheiat, să zic așa, pentru că cred că asta m-ar ajuta foarte mult pe mine. Dacă mă întreb despre Eforie, în capul meu acum se derulează niște imagini cu mine care vomam pe plajă. Da. De asemenea, un alt lucru pe care eu îl consider benefic în cazul traumelor este să vorbești despre ele. Pe mulți oameni îi ajută să vorbească despre treaba asta. Știu că sunt și persoane care nu suportă să fie întrebați gen sau să vorbească sau pentru că lumea are tendința asta de a-i critica în sensul în care se judece că uite, iar vorbește despre treaba asta sau iar nu știu ce. Nu-mi pasă. Pe mine personal mă ajută și faptul că fac YouTube și faptul că împărtășesc cu voi și vă spun lucrurile astea, pentru mine este așa ca un fel de eliberare, pentru că ținem foarte mult în noi. Și la un moment dat toată furia aia care se adună acolo înăuntru nostru atinge cumva un prag și putem să dăm pe afară, să răbufnim. Și decât să facem treaba asta și să rănim pe alți oameni, eu am făcut-o și îmi pare rău, mai bine dăm totul afară într-un mod plăcut, într-un cadru frumos. E mai bine așa. Țin minte că adunasem foarte multă frustrare după ce m-am întors acasă și am început recuperarea, pentru că vedeam oameni că sunt așa, cum să zic eu, neapărat că nepăsători sau poate și nepăsători, dar și când vedeam că se plâng pentru niște chestii astea super mega banale, gen trebuie să mă duc să cumpăr nu știu ce, trebuie să merg să... Deci, eram gen, pot să mergi, bucură-te. Alții nu pot să meargă. Alții nu au putut niciodată să meargă. Și totuși îi vezi zâmbind. Iar tu te superi pentru un banal mers la cumpărături. Da, deci adunasem foarte multe frustrare pentru că nici nu prea vorbeam. Adică, cum să zic eu, aveam momente în astea în care efectiv spuneam toate tâmpenile pe lume și îmi cer scuze pentru, mai ales pentru părinții mei și mai ales pentru mama, pentru că pe ea am traumatizat un pic cu ieșirile mele, dar simțeam că altfel nu aveam cum să scot afară ceea ce aveam în interior și era foarte ușor să mă faci să îmi ies din pepeni atingându-mi anumite butoane. De aceea cred că este mult mai bine să discutați și, nu știu, cred că ajută foarte mult și să găsiți persoane care au trecut prin același lucru ca voi, chiar dacă aveți experiențe diferite, cumva la nivel psihic te ajută. Uite, de exemplu, știu cât de mult m-a ajutat pe mine să o văd pe tipa asta pe Instagram cum povestește, pentru că are un blog în care a povestit despre toată recuperarea ei și o felicit că a avut
curajul ăsta și a avut ideea asta, pentru că eu nu m-am gândit să fac o treabă de genul, dar am documentat așa cât de cât pe Instagram, pe YouTube, na, partea de vlog, de vlogmas, cu 10 decembrie, pentru că eram încă în recuperare, dar ideea este că e important să vorbiți, e important să știți că și alte persoane trec prin ceea ce ați trecut voi sau chiar mai rău decât ați trecut voi sau mai rău decât lucruri prin care ați trecut voi și să, cum să spun eu, să încercați să depășiți momentul, să nu vă lamentați în treaba asta, pentru că e foarte ușor să pici într-o zonă din care să nu mai ieși, într-o zonă neagră în care nu mai vezi luminița de la capătul pământului, capătul tunelului, am vrut să zic. Și pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi intru într-o rutină. Acum nu știu dacă funcționează toată lumea, dar pe mine personal m-a ajutat să îmi creez o rutină, adică până și când stăteam în pat și încă nu mă puteam da jos din pat, aveam lângă pat, mi-a dusese mama o mică măsuță de la Pepco pe care aveam acolo tot felul de produse, de la balsamul de buze, nu știu, jeleuri, ce mai aveam, scărpiniciu pe care foloseam ca să închid lumina, telefon, laptop, chestii familiare, chestii care îmi dădeau un confort și chestii care făceau parte dintr-o rutină. Că dimineața îmi aplicam și eu câteva produse de skincare. La prânz dormeam un pic, seara îmi făceam iar o rutină. E foarte important să găsești mici lucruri pe care să le faci, care să-ți ofere un anume confort. Până la urmă, depinde de noi dacă vrem să trecem peste o situație, dacă, nu știu, vrem să ne lamentăm. Mulți oameni consideră lamentare și faptul că aduc în discuție treaba asta, dar chiar nu-mi pasă, este modul meu de a trece peste și fiecare are modul său. Voi trebuie doar să descoperiți ceea ce vă ajută pe voi. Și dacă tot vorbim despre partea de vindecare, dacă, nu știu, ați trecut prin pașii ăștia în sensul în care ați recunoscut că aveți o traumă, ați vorbit despre ea, ați mers la locul faptei, v-ați împăcat cu locul sau cu, nu știu, lucrul, omul, persoana, whatever, care v-a stârnit treaba asta. Un alt lucru pe care cred eu că trebuie să-l faceți în continuare sau să-l facem, că și eu sunt aici, este ca atunci când aduceți în discuție sau se aduce în discuție treaba asta, să nu vă lăsați cumva să vă macine din nou. În sensul în care, nu știu, dacă sunt într-o conversație cu cineva și îmi spune, și cum ai piciorul, ești mai bine, nu știu ce, acum să nu, piciorul, da, sunt bine, dar știi, am trecut prin treaba aia și a fost nașpa și nu știu ce, și să transformați discuția, care trebuia să fie o discuție liberă cu un prieten, să o transformați în discuția despre picior. Deci, ok, este important să vorbești despre asta cu oamenii, dar nu trebuie să te axezi doar pe partea asta, pentru că, până la urmă, tu nu ești experiența asta. Adică, pe mine, acum,
Da, m-a marcat experiența în sine, dar eu nu reprezint doar experiența asta, eu sunt mai mult de atât, da? Deci, Sabina nu este Sabina care a căzut și și-a rupt piciorul. Sunt Sabina care fac YouTube, care îi place să vorbească, care îi place să se macheze, că meargă la cumpărături sau whatever, da? Deci, nu lăsați să se pună cumva un stigmat pe voi și să, nu un stigmat, o etichetă și să purtați eticheta aia cu mândrie, să zicem așa. Deci, doar pentru că vi s-a întâmplat un lucru și ați trecut printr-o treabă de genul acesta, nu trebuie să însemne totul. Da? Deci, e important când vorbim despre traumă să știm că am trecut prin ea, așa s-a întâmplat, vorbim și trecem peste. Da? Deci, continuăm subiectele noastre, vorbim despre alte lucruri, nu ne axăm pe treaba asta, nu ne focusăm pe ea, da? Și ne aducem aminte de ea și cu părțile bune, pentru că sunt anumite traume care, în urma cărora se întâmplă și lucruri bune. Cel puțin în cazul meu așa a fost. Datorită acestui incident am cunoscut oameni foarte, foarte mișto. Am mers în locuri în care nu aș fi mers dacă s-ar fi întâmplat treaba asta. Am primit înțelegere din partea unor oameni care până atunci poate nu m-au înțeles. Da? Deci au fost și lucruri bune care s-au întâmplat. Eu m-am schimbat într-un sens pozitiv după treaba asta. Având în vedere că urmează să împlinesc un an de când s-a întâmplat treaba asta, eu personal nu pot să zic că sunt vindecată. Și nu cred, sincer, că ne putem vindeca 100% de treaba asta, cel puțin așa consider, dar cred că putem să devenim mult mai puternici în urma unor astfel de situații, de traume, doar că trebuie să știm foarte bine cum să ne comportăm și cum să lucrăm cu ele. Cam asta am avut de spus. Sunt curioasă părerea voastră, dacă voi ați trecut prin traume și dacă ați trecut, chiar ați trecut, adică ați trecut peste, ați lucrat cu voi sau sunt anumite lucruri nerezolvate acolo. Dacă v-a plăcut clipul, așteptați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să aveți superbă! V-am pat! Pa! A, și nu știu dacă v-am zis, nu uitați că nu sunteți singuri!